Bună ziua, prezentăm un nou telefon la Sony. Este vorba despre Xperia I, Xperia E, în limba română. Sunt două variante, o variantă cu un SIM și o variantă dual. Varianta pe care o prezentăm noi este cea dual SIM. Este un telefon lansat la începutul lunii februarie 2013. Are 115 grame, vine cu un display TFT capacitiv touchscreen de 16 milioane de culori, ce suportă o rezoluție 320 de pixel, 480 de pixel, în contextul în care display-ul este de 3,5 inch și suportă, are aproximativ 165 de pixel pe inch. În partea jos găsim butoane touch sensitive, înapoi, acasă, cel care începe prin planul meniu adițional cu diverse informații. În partea de sus a telefonului observăm senzorii de proximitate, respectiv de luminozitate. Telefonul nu vine cu cameră secundară. Găsim un microfon în partea de jos. Butonul ce activează camera este o cameră de 3,15 megapixel, ce poate să facă poze la rezoluție 2048x1536 de pixeli. Poate să înregistreze și video. Mai observăm pe spate un difuzor separat pentru anularea zgomotelor din jur, un difuzor pentru redare audio. Butonul ce închide telefonul respectiv îl deschide sau blochează sau deblochează display-ul. Taste de volum. Geare 3,5 mm pentru căști. Accesoriul care îl găsim în cutia telefonului. Mai găsim un port micro USB pentru cablele date respectiv încărcător. Sistemul de operare al telefonului este Android. Vorbim despre versiunea 4.1, supranumită și Jelly Bean. Această versiune rulează pe un procesor de 1 GB Cortex A5, acompaniat de un chipset grafic Qualcomm MSM7227A Snapdragon, respectiv un GPU Adreno 200. Memoria internă este de 4 GB, din care practic 2 GB sunt pentru utilizatori, restul fiind ocupare sistemul de operare. Memoria este de 512 MB de RAM. Se poate adăuga și un card microSD de până la 32 GB. Suprapus sistemului de operare nativ Android, găsim o interfață a celor de la Sony. Este Timescape, o mai găsim și pe multe alte device-uri. Din punct de vedere al conectivității, telefonul stă bine, vine cu suport 3G, viteze până la 7,2 Mbps pe secundă download și 5,76 Mbps pe secundă upload. Vine cu wireless, suport pentru rețelele tip BG și N, vine cu DLNA, Wi-Fi hotspot, vine cu Bluetooth, versiunea 2.1 cu EDR. Haideți să ne mai uităm puțin prin aplicații. Nu are rost să bat foarte mult câmpii în aceste aspecte, deoarece sunt ultra cunoscute de către toată lumea. Trebuie să vă spun însă că telefonul vine cu GPS receiver cu suport AGPS. Găsim Google Maps deja preinstalat, tipic. Vine cu un browser nativ, suport pentru HTML5, diverse setări, ghiduri de configurare, observăm că meniul este limba română, magazin Play, locul de unde o să luăm aplicații pentru acest device. Găsim un File Commander, practic este vorba de un File Explorer, ne permite să ne uităm în memoria telefonului sau pe card și să căutăm aplicațiile care ne interesează. YouTube, WhatsApp, este o aplicație în ce mai populară și la noi, gen Viber sau Yahoo Messenger sau Skype. LinkedIn, Chrome, browserul nativ, filme, Track ID, Office Suite, ne permite să vizualizăm, să edităm documente Excel, PowerPoint, OneNote, Word, Walkman. Sony sunt cunoscuți pentru calitatea telefonelor din punct de vedere audio. Și acest telefon observ că vine cu această aplicație. Opera Mini, Update, Radio FM cu RDS, Play Now, foarte util când conectăm la alte device-uri, fie că se face această conectare prin cabluri de date, fie că o facem prin DLNA. Mă duc și noi în discuție rapidă acest telefon. Trebuie să mai spun că vine cu o baterie litium-ion de 1530 mAh, care conform producătorului rezistă până la 530 de ore în modul așteptare și 6 ore în modul vorbire. Aceasta este prezentarea telefonului Sony Xperia E. Pentru mai multe detalii vă așteptăm pe site-ul nostru telefonultău.eu.